Potrivit datelor înscrise pe site-ul prezenta.2016bec.ro, site-ul care a transmis în timp real date despre prezența la vot, în municipiul Giurgiu au venit la urne 26.415 de cetățeni, din totalul de 58.627 de giurgiuveni înscriși pe listele permanente, ceea ce reprezintă un procent de 45,05%. Pe listele suplimentare, acelea pentru cei care nu apăreau pe listele permanente, dar au domiciliul în municipiu, au fost înscrise duminică 527 de persoane. Cele mai multe persoane înscrise pe listele suplimentare, în număr de 26, au fost la secția numărul 11, Palatul Copiilor. Cele mai puține înscrieri pe liste suplimentare, în număr de câte 4, au fost la secțiile numărul 13, Grădinița numărul 8, Strada Gorneni, și numărul 16, Grădinița numărul 8, Obor. Secția cu cel mai mare procent de prezență la vot a fost secția 2 de la Galeriile de Artă, cu 54,6%, adică 570 prezenți din totalul de 1044. Secția cu cel mai mic procent a fost secția 37 la Grădinița numărul 9 cu 41%, 421 prezenți din totalul de 1026. Cei mai mulți votanți, 820 din totalul de 1746, s-au prezentat la secția 16 la Grădinița numărul 8, Obor. Cei mai puțini votanți, 353 din totalul de 872, la secția 34 de la punctul termic 35. Pentru urna mobilă au fost 3 solicitări la 3 secții, respectiv câte o solicitare la secția 40, Școala Savin Popescu, la secția 34, amenajată la punctul termic 35, și la secția 35 de la punctul termic 63.